au elaborat și vor propune Parlamentului spre examinare un proiect de lege care are de scop demonopolizarea mass media în Republica Moldova. Cu toții cunoaștem că la etapa actuală circa 90% din mass media este concentrată în mâinile a doi actori politici, care de fapt mimează puterea și guvernarea. În realitate sunt ambii la guvernare și cu toții cunoaștem despre cine este vorba. Este vorba despre Vlad Plahotniuc, președintele Partidului Democrat, care la moment deține vreo 6 televiziuni și câteva posturi de radio, și partenerul său, Igor Dodon, care are la rândul său vreo 3 televiziuni. Deci acești doi jucători care au monopolizat, în opinia noastră, piața mass media, zilnic ne servesc nouă cetățenilor manipulare, minciună, încearcă să ne explică cât de bine trăim noi în această țară și cât de buni și frumoși sunt ei împreună cu partidele lor.